Construit între anii 1974-1976, podul simbol din Parcul Tăbăcăriei a fost multă vreme locul de întâlnire al îndrăgostiților. Anii însă și-au lăsat amprenta asupra construcției, aducând-o într-o avansată stare de degradare. Plăcile de lemn au putrezit, balustradele erau instabile, iar singurul sentiment pe care îl mai transmita era nesiguranța. Dacă în urmă cu doar câteva luni cei care încercau să traverseze lacul își puneau viețile în pericol din cauza structurii de rezistență pe care o avea podul, în prezent aceștia traversează lacul fără niciun fel de frică. Noul aspect și noua structură a podului le oferă mai multă siguranță. După ce podul a fost reabilitat, constanțenii l-au parcurs cu mare drag, fiind cuprinși de nostalgia vremurilor trecute. Chiar și când nu se putea circula, am tot venit și am întrebat când îl reface. Și când a fost refăcut, nu mi-a venit să cred. Era un dezastru și știu că multe luni a fost chiar închis. Nu mai se putea circula pe el. Dar acum, într-adevăr, e foarte, foarte frumos. Cred că e foarte ok pentru tinerii care vin să primă. Chiar arată bine, a fost refăcut. Înainte chiar erau câteva trepte lipsă. Podul a fost recondiționat la inițiativa autorităților locale din municipiul Constanța.